Toți directorii unităților școlare din județ au fost convocați de către reprezentanții inspectoratului școlar la o întâlnire care a avut ca temă organizarea simulărilor examenelor naționale. De asemenea, au fost dezbătute probleme specifice învățământului legate de activitatea cadrelor didactice. Este vorba de o întâlnire de lucru în care discutăm probleme de etapă actuale ale învățământului. Este vorba de mișcarea de personal, examenele naționale. La nivelul unităților școlare se organizează în această perioadă ore suplimentare, astfel încât la simularea examenelor naționale rezultatele să fie mai bune ca în anii trecuți. În special profesorul de română și de matematică fac și ore suplimentare și în permanență se lucrează la clasa respectivă ca să obțină niște rezultate mai bune decât cele de anul trecut. Anul trecut cum au fost? Au fost bunicele, dar noi nu suntem mulțumiți niciodată. Și așa e românul. Vrem din an în an să fie mai bune. În discuții au fost luate și ultimele noutăți care țin de înscrierea copiilor la clasa pregătitoare. Rog și părinții să înțeleagă că există zone aferente clar, vorbim de municipiu, școlilor și să respecte aceste zone și pe domnii directori îi rog frumos să respecte calendarul și metodologia apărute pe site-ul Ministerului și pe site-ul ISJ Mehedinți. Există semnale că părinții se îndreaptă către alte școli, altele decât cele arundate zonei în care locuiesc? Există semnale, eu nu vreau să le cred și nu vreau să cred că aceste semnale se datorează faptului că noi avem învățători buni și învățători mai puțin buni sau școli bune și învățători mai și școli mai puțin bune. Îi rog pe părinți să înțeleagă că toate cadrele didactice au absolvit același liceu, aceeași facultate, că sunt pregătite și noi nu avem învățători slabi și învățători buni. Pompierii au fost și ei invitați să participe la discuție. Documentația de extindere, de modernizare a școlii, de construirea ei de la început, ca să mă exprim așa, acea documentație trebuie supusă unei, n-a spune neapărat expertiză, dar trebuie supusă atenției și studiului compartimentului nostru de specialitate și dacă din punct de vedere al asigurării cerințelor de securitate la incendiu este în regulă, obțineți avizul. Începerea lucrărilor de execuție fără obținerea avizului de securitate la incendiu este la fel sancțiune contravențională și este de la 2.500 la 5.000 de lei. Reprezentanții inspectoratului școlar au atras atenția directorilor că metodologia de organizare a simulărilor examenelor naționale să fie respectată întocmai pentru a nu exista probleme.